asta termină, gata, am murit. What the? Rămâneți fără combustibil. Fai de capul meu, fix de asta aveam nevoie de combustibil. Hai. Salut de trori, eu sunt Andrei și cum am promis în ultimul clip, dacă se vor strânge multe like-uri, o să ne punem pe Euro Truck Simulator 2 multiplayer și o să încercăm challenge-ul fără frână. Astăzi suntem pe Euro Truck Simulator 2 multiplayer și o să încercăm challenge-ul fără frână. Vedem dacă ne iese de la Calais, între față ne aflăm la Calais, până la Duisburg, pe cel mai aglomerat traseu. O să fie interesant pentru că frâna nu funcționează, am scos exact ca la ultimul clip și să vedem cât de repede o să-mi iau bani sau dacă o să-mi iau bani. Înainte să începem ca lumea, vreau să vă întreb în comentarii cât credeți că o să am la 100 damage și dacă o să-mi iau sau nu bani. Vreau să ghiciți, nu vreau să vă duceți în față, așa că puneți pauză acum și spuneți în comentarii. Eu am vrut să pun frână, dar am uitat că nu prea am frână. Da, super, am vrut să pun și eu frână din obișnuință, dar nu prea am frână, Andrei. Deci ar trebui să te concentrezi, Andrei, că e treaba destul de nașpa, că nu ai frâne. Și față de episodul trecut, când eram pe un traseu noi singuri și știam pe unde o să fie traseul, cum o să fie traseul, astăzi știm traseul, dar nu știm evenimentele care se vor întâmpla și s-ar putea să facem multe, multe accidente. Îmi asum faptul că o să-mi iau bani, nu mă fric sau ceva de genul, pentru că la ultimul clip mi-a zis nu intra pe multiplayer, că o să-ți iei bani, nu face treaba asta. Guys, eu îmi asum treaba asta că poate există o posibilitate să-mi iau bani. E o șansă și asta. Eu cred că, sincer, nu o să-mi iau bani, ok? Eu zic că nu o să-mi iau bani, dar rămâne de văzut cu cât la 100 damage o să ajungem sau nu în Duisburg. Oh, nu, stai. Ah, perfect, aia zic, vedeți, mi-a dat prioritate. Aia zic, că eu aveam prioritate, ce-i drept. Bine că mi-a dat prioritate, bine că n-a vrut să fac o șmecherie, să ne băgăm în a întâia și o altă chestie. Treaba asta cu a întâia, în mod normal, mi-ar fi murit motorul, mi s-ar fi făcut varză, mi-ar fi explodat motorul dacă mai făceam treaba asta de o grămadă de ori în viața reală, dar aici nu-i viața reală. Oh, nu, mamă. Eram aproape să intru în spatele lui, bă, dar greu se mișcă tra-mexicanul ăsta, uite. Cum ar fi să fac 0% de mici? Bine, aici e abia la început, aici suntem pe autostradă, suntem la partea mai ușoară a traseului. Probabil știți deja traseul ăsta de pe câte live-uri am făcut eu. Și guys, vreau să vă anunț că în curând o să facem un convoi cu abonații pe DLC-ul România, pe multiplayer. O să facem cel mai mare convoi cu abonații, o să vedeți în curând. Apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel dacă sunteți noi pe canal, ca să fiți notificați când facem convoiul respectiv, ca să participați. O să vă anunț și pe Instagram, așa că dați un follow pe Instagram, aveți Instagram-ul pe ecran și un link în descriere, Andrei Rocu 2DI, ca să fiți pe fază când o să facem live-ul respectiv, pentru că vreau să fie un convoi foarte mare și să fim acolo cât mai mulți, să explorăm România cât mai mulți o să vreau să strângem. Rămâne de văzut cum o să fie, sper să fie mișto. Dar până atunci, nu uitați să lăsați un like la clipul ăsta, să strângem multe, multe like-uri și să-mi lăsați idei de challenge-uri în comentarii. Bă, până acum n-am făcut deloc damage, dar dacă cumva se ivește să pună un o frână în fața mea, nu o să iasă bine. Vă zic de pe acum că nu o să iasă bine. Dacă vreau unul să pună o frână în fața mea, nu o să iasă bine. Noroc că limita e 110 la oră. Văd că până acum e destul de ușor pe aici, e destul de light traficul. Serverele sunt aproape pline, deci cred că tot traficul e puțin mai încolo, presupun, nu știu. Știi ce urmează acum? Urmează calea ferată. Și, aoleu, uite-l pe Ionuț, David. Bă, deci sunt o grămadă de români, frate, pe Eurotrack. E plin trackers, de exemplu, numai cu români. Îmi place că comunitatea de români pe Truckers de exemplu este chiar foarte mare. Și chiar e mișto treaba asta, pentru că dau de o grămadă de români. Și înainte să pornesc clipul, te adusem de un român care efectiv aștepta să pornesc clipul ca să-i dăm drumul, dar am zis să se ducă că eu mai aveam niște chestii de făcut și s-a dus până la urmă, că mă văzuse acolo cum stăteam eu la începutul clipului în parcare acolo și venise lângă mine, îl chema Răzvi, poate se uită la acest clip. Oh, nu. Și începe treaba nasoală. Shit. Să-ți pun așa o frână. N-am pus frână. Am dat în marș arier și mi s-a oprit motorul astfel. Ma. Trebuie să fac în așa fel încât să mă lase cineva să trec. Știam că aici o să fie o problemă la calea asta ferată. Bine măcar că am găsit tot. Ăsta stai bulangiu și nu mă lasă să mă bag. Da, e un nenorocit. Și ăsta nu mă lasă. Mexicanul ăsta nu mă lasă să mă bag.
Las că mă bag eu așa. Bă, se, na, nu se putea să fac fără damage. Hai să încerc să îi dau lui avans, în caz că se mai oprește. Îi lăsăm așa ușor. Primii 2%, frate, primii 2% damage. 2% damage. Sper că a scris în comentarii cât o să avem la final. Sunt curios să văd cine o să ghicească. Cine a scris o să primească o inimioară oricum. Dau acolo multe, multe inimioare. Unie chiar. Ce vrea mă ăsta? Well, aici n-a fost vina mea, în pana mea. Aici n-a fost vina mea. Dacă trebuie să pun asta ca să pot să plec de pe loc. Așa. Am pus una de una ca să pot să plec de pe loc, pentru că frâna normală nu merge. Rămâneți fără combustibil. Fai de capul, mă, fix de asta aveam nevoie de combustibil. Fai de capul. Cum mă opresc eu să bag combustibil acum? M-a lăsat să depășesc? Bagă-nătă. Bă, ce nenorocit e ăsta și nici ne-a accelerat, nici nu nimica. Bă, nu mă lasă nici ăsta. Băi, sunt niște oameni foarte nașpa. Maolo, ce haos e aici. Deci drumul ăsta... s-a terminat, gata, am murit. What the... Uai, și ce bine scăpam dacă nu era ăsta aici, firei tu să fii. Scăpam fără damage, frate, ce mișto a fost schema asta. Băi, a fost mișto schema. Lați un like pentru schema asta. Nu o dai cu schema asta. Bă, de obicei aici era trafic. Unde s-a mutat tot traficul? Nu, stai. De ce stai tu pe loc? Dacă mă bag așa, că n-am ce să fac. Pare rău, frate, dar n-am ce să fac. Dacă n-am frâne, trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă înțelegi că n-am frâne. Traseul ăsta oricum nu respectă deloc realitatea. Trebuie să zicem clar că traseul ăsta nu este... Toată lumea care vine pe traseul ăsta nu vine ca să respecte neapărat regulile. Uite și tu ce-i pe aici, câți oameni. Aoleu, ce fac ăștia, mă? Ce faceți, mă, nebunilor? Care a murit, mă, de dați atâtea claxoane? Aoleu, deci am dat în atâia și încă nu m-am oprit. Că bag marșarier ca să mă opresc. Gata. Dăm un marșarier. Ce are, mă, ăsta? Așa, perfect. Perfect. Și am ajuns primul, n-a schemă. Bă, încă nu mi-am luat bani. Încă suntem ok, guys. Dar nu am benzină. Trebuie să mă opresc la următoarea benzinerie. Și treaba asta nu-mi place deloc. Aolo, hai, frate. What the fuck, ce faci asta? Aolo, ești incredibil să mor. Mamă, ai văzut cum mi-am intrat în față? Dacă aveam puțin lag, i-ar fi apărut ca un accident. Wow, eu am trecut de benzinerie și n-am realizat. Cum ar fi acum să pierd challenge-ul ăsta pentru că nu am destulă benzină? Ar fi oribil. Challenge-ul costă în a ajunge întreg fără bani la destinație. Și cu damage sub... Oh, bravo, mă, bravo. Bine, te-ai gândit să te oprești, bravo. A few moments later. Ați rămas fără combustibil. Bă, la asta nu m-am gândit, bă. Realimentare de urgență. Oh! Stai că ne realimentează nebunii. Hai că ne-au dat benzină nebunii, suntem good to go. Chiar dacă avem indicatorul acolo de benzină, că încă nu avem destulă benzină, dar poate ne ducem măcar până la Duisburg. Mă, aproape am ajuns, deja sunt la bifurcație aici. Shit, și cum pun eu frână? Întâia. Sperăm să avem destul de puțină viteză. Hai că e ok, ok, e chill. Dă-i, Andrei. Ne apropiem de intrarea Duisburg. Bă, și am ajuns atât de bine și atât de gol pe aici. Deci în momentul de față filmez la 9:30. Și e serverul aproape full, 9:30 seara. Bă, mie convine. Nu ne-am luat bani. Aoleo, nu ne-am luat bani. Stai puțin, Andrei, că încă nu... Dar aici e intrarea în Duisburg. Bă, nu băgați în seamă GPS-ul, că GPS-ul nu arată bine. Nu mai sunt 173 de kilometri, nu știu ce scrie asta. Nu. Schema. Ăla de ce s-a oprit acolo? Nu înțeleg. Oricum erau dâmburile alea acolo. De alea de viteză, limitatorile alea de viteză. Și că dâmburi. Hai că am ajuns în Duisburg. Nu cred. Hai să vedem. Deci când ajungem la hotel, ăla e rezultatul final. Mamă, cum ar fi să mi se ducă benzina? Că și din nou nu mai am benzina așa multă. Te rog, spune că nu se bagă nimeni în fața mea. Tu nu te băga în fața mea. Nu vă băgați în fața mea, vă rog eu mult. Nu vă băgați în fața mea. Stai pe loc. Ce să fac așa ca să mai încetinesc?
Nu citinește. Oh, ba da, ba da. Aolo. S-a oprit. M-am oprit. Wow. Am oprit fără frână. Gata, că s-a pus verde. Te rog, spune că nu te miști greu. Fără frâne dintr-o dată, vă rog eu mult. Hai. Mișcă-te. Mișcă-te, drauat. Și aici fac dreapta pentru hotel. Dreapta pentru hotel. Oh my god. Am mai făcut. Ce-a fost, mă, cu avare? De ce e dâmbul așa mare? Wow. Cât am avarii? 18% avarii e rezultatul final. Am făcut acum pe ultima 100 de metri niște avarii pe care nu știu de ce le-am făcut. Iar am vrut să pun frână, dar nu merge frână, am uitat. 18% avarii fără bani, aproape fără benzină. Eu zic că a fost un episod super mișto. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce alte idei mai aveți pentru alte videouri. Lăsați un like dacă v-a plăcut clipul. Eu am fost Andrei, nu uitați de subscribe și clopoțel. Și prin asta v-am salutat, bye bye.